Pace și bună ziua! Astăzi vrem să facem pe oasele care am cumpărat de miel. Vreau să fac o ciorbă. Uitați aici ea. Vedeți? Am aici oase și fac ciorbă de miel pe oase și puiul ăsta o să-l pun la cuptor. Și acum începem. Într-adevăr, nu avem smântână, dar noi putem mânca și fără smântână, că oricum avem probleme cu fiere aproape toți. Și atunci facem și fără smântână. Punem numai orez, verdețuri, leuștean. Leuștean știu precis că am. Și imediat se face. E o mâncare rapidă. Punem la cuptor puiul și facem ciorbița asta și cât de cât să fie un pic de mâncare în casă. Deja m-am luat baticul la gât, să știți. Deci eu chiar nu suport să nu am gâtul acoperit. Am spondeloză, am eu mai multe, și cu tiroida, și cu toate, dar spondeloza e aici care afectează. Și nu de făloasă puiul baticul ăsta. Dar asta mă privește pe mine. Cine mă judecă, asta e, dar eu vorbesc foarte serios și foarte adevărat. A început cuptorul să meargă, deja pun ăsta la cuptor și atunci mă ocup de ciorbă. Wow, ce fain ai făcut! Aia e o piersică? Oh, e o pizza. Asta e o pizza. Și aia de acolo arată o piersică. Da, e o dovleac. Dovleac? Da, e dovleac, pe bune. Pe bune dovleac. Uite și dovleacul bunica așteaptă să fie pregătit. Am înțeles că am îmbucurat pe mulți din prietenii noștri când au văzut pizza cu fasole. Sincer vă spun că a fost atât de gustos și atât de bun, nu m-am așteptat ca fasolea din borcan, că eu n-am făcut niciodată cu din borcan, să fie așa de bună. Am tăiat două cepe, le-am călit și a ieșit minunat. Minunat. Așa o pizza chiar îmi doresc să mai fac, să știți, sincer. Poate fac când vine Mari cu Eva mâine. Mâine o să vină Mari cu Eva la noi și cred că pizza le fac cu fasole. Să vadă și ei ce fain e, nu că n-aș putea eu să fac și altceva. Aș putea să fac dovleacul ăsta, dar trebuie să le întreb ce sunt mai curioase să le fac. De pizza cu fasole sau dovleac umplut. Am dat drumul puțin la cuptor să meargă aici să se încălzească. E rece, să știți, chiar bine rece. Bine, eu am calorifere și aici și noi am dat drumul la cuptor, la centrală. Și pentru mine ar fi fost ok, dar Natalia e atât de răcită și am zis să fie cald, așa să simtă ea că e cald, nu să fie frig. Ce să facem? Într-adevăr, e și timpul, dar poate să mai îndreaptă, poate mai vine soare. Noi acum chiar se termină
toamnă. Dar când eu eram mică, doamnele care sunt mai în vârstă, știe ce spun eu acum, în noiembrie deja ningea și era iarnă în toată regula. Țin minte asta că știu după verișorul meu, era cu 5 ani mai mare ca mine, și învăța colins și învăța plugușorul să-l spună de Crăciun și de noiembrie deja el învăța ce trebuie să facă de Crăciun și de anul nou. Și atunci țin minte când mergeam la ei că învăța plugușorul, învăța colinzele și afară era zăpadă. Asta știu sigur. Da. Așa, am curățat verdețurile, curățăm și țelina. Foarte frumoasă țelina am luat, dar a fost și scumpă, 8 lei am dat pe ea. Acum, fiindcă m-am pus la verdețuri, să curăț asta e, ce să fac, dar trebuia puiul pus deja. Da, bun. Ia că am curățat și țelina. Așa. Nu mai curăț că n-am timp, sincer. Trebuie repede, repede. Ajunge. Am avut și un prosop, dar nu știu unde e. Un omatul. Deci acolo faci. Pun puiul. Și atunci, foarte frumos pui am cumpărat, l-am luat la jumătate de preț, da, super! Da, îmi place mie să merg așa mai, să găsesc la vânătoare de prețuri, cum se zice. Că vezi că tăti scump. Trebuie să ne ajungem bine cu banii. Ia așa. Dar e mare, fain. Și acum să-l condimentăm ciocolițul fericit. Wow! Hop. Pui fericit. Cartofi trebuie să curăți, da? Bani în câțiva. Pun numai unul sau pun doi? Pune pe amândoi. Pe amândoi? Dacă ar fi Natalia acum la grădiniță, n-aș lăsa o să mai meargă la grădiniță că e răcită, dar la școală e altceva, că pierde. Pierde, da. Pierde din temele ei care trebuie să le înveți acum. Așa, deci mai punem dovlecelul. Am dus sarea. Da.
Ai pus. Aici am văzut, dar nu m-am pus. Nu, lasă-l acolo pe Pepi. Nu-l adu. Lasă-l acolo, mami. Nu ieși afară, că tu ești cald acum și iară tușești. Lasă-l acolo, că lui îi place așa, că are blăniță. Deși la Ciuciu îi place acolo. Vremea asta îi place la Ciuciu. Lor le place așa. Acum, că ei au blană, mami, și nu le frig. Știi? Se duce. Ia ca așa. Îi place de mine. Îi place, da. Mami, e frig? E frig Pepi? Da, nu, la Pepi nu-i frig. Are blăniță. De aici aș mai lua să nu se topească jos. Păi, vezi că trebuie să pui și un pic de apă jos. Nu mai pun nimic. Apă. Ce ai făcut acolo? Pui. Puiul? Și ce ai pus? Cartofi? Sare? Ăsta-i sare, așa-i? Și ăsta? Boiaua. A, boiaua e aia roșie deasupra. Da, pus ardei. Piper n-ai pus? Așa, e bine așa? Trebuie să pui și brânză. Așa, și mai am eu ceva de pus, dacă am norocul să ai, să fie aici, un măr, un măr brusăi, și aștia n-aș pune acum, că îs, încă nu scopți. Hai, unul meri. Astea, da, le-am lăsat acolo și le-am ascund ca să fie galbene, faine, așa, copți. N-a scus să mai luăm noi. O să mă aduc Angela. Nu vezi? M-a spus că aduce. Auzi că îmi plac gutui. Da. Și mi-a zis că mă aduce. Da, mi-am plac gutui. Și rabii. Și la ție. Natalie îi place. Îți place gutui. Și la mine. Și la mine. Am primit două rețete foarte faine. Domnul să vă binecuvinteze, Doamne scumpe, că într-adevăr am în două rețete zvinunate, chiar nici nu știu care să o fac. Că dacă fac una, se supără cealaltă, că zice că a fost mai faina ei. Chiar nu știu. Da, o să le fac pe amândouă pe parcurs, fiindcă nu se termină gutuie acum. Așa, punem și un morcov și o să fac amândouă. Ia așa. La fratele Teofil, când a fost la noi, i-a plăcut, da? Morcov. I-a plăcut că era morcov. Păi da. Și nouă ne place, frate. De-aia le punem. Nu le punem numai așa de design. Le punem că ne plac. Poți să faci o poză care arată așa de fain. Super. Așa. Gata, nu mai pun nimic. Nu pune la cuptor. O să-l pun. Ce mai pui? Ah, da. De la sora Dina. Domnul să o binecuvinteze și pe ea și pe familia ei.
pe fiecare în parte, Domnul să vă binecuvinteze cu binecuvântările Lui cerești și pământești. Ia ca așa. Aici și sare și de toate. Am urtărit aici. Stai să șterg. Aha! Bravo! Și Natalia a terminat. Și unde îl pui? Unde îl pui la cuptor? Te-ai grăbit cu mine. Aha, ok. Și asta prepesc. Aha, deci tu îl pui acum la cuptor. Deci, i-ai făcut poză? Da. Hai, fă-mi și mie una. Pui okay. Fericit. Da. E gata. O pus și Natalia la cuptor. Așa? Gata. S-a dus puiul la cuptor. Stai că faci cuptorul. Așa. Ok. No. Ai văzut? Și Natalia gătește astăzi. Așa-i? Așa. Cred că un morcov e suficient, că am înțeles că la ciorbă nu se pune așa mult morcov, mai mult albituri. Nici nu mai pun. Că așa am înțeles că spunea. Bătrânii noștri. Eu știu. Să punea, dar... Ce zici? Zic să punea. Păi să pune, dar nu ca la supă. Supa e altceva și ciorba cu totul altceva. Și atunci ăsta e suficient. Da. Cum am luat și cum a ieșit. Ia ca așa. Și acum mai o dată. Cu oala. Aha. Mă, tu mă întreci pe mine. Hai să văd. Tu mă întreci deci pe mine. Deci face și acum ciorbă și acum taie morcovul. Dacă cineva își aduce aminte că eu am povestit când eram mică că aveam și eu conserva mea de fasole, de mazăre, era așa în, cum să spun eu, adică nu știu acum, de tablă și era așa înalt. Și atunci eu acolo puneam apă, îmi puneam morcov, ce rămânea de la bunica mea când curăța, ea mai lăsa acolo și eu le curățam după ea și mi le puneam acolo în conserva aia cu apă și făceam și eu mâncare. Puneam pe cuptor. Ăsta-i cuțit? Ăsta-i cuțit? Da. Ah. Am înțeles. Ah, uite cum taie, șmecheră ești tu. Taie. Vezi să nu te tai. Pune acolo noală. Noală ca tine. Albituri. Te iubesc! Uite șervețel. Na, ține Angie și să-i sufle nasul îndată. Să respire și ea mai corect. Hai, sufle nasul pe mine. Dar ce faci acolo?
Ceapă. A, ceapa. Deci și ceapa. Nu știu cum o găsit Natalia pe telefon. Mămăligă cu cârnaț. Nu vrem să faci mămăligă cu cârnaț. Și a venit la mine râzând și zice, auzi, mămăligă cu cârnaț. Era o cântare. Și cânta și ei s-au părut așa suspect. Mămăligă cu cârnaț. Tu nu trebuie să faci așa ca mine, mami, că tu nu poți, că te tai. Tu trebuie să faci așa, așa, vezi, așa, știi? I-aș uitat acum cum tai eu, știi? Păi, lasă să învețe. Și așa, mami, ajunge aici la deget și te tai. Nu, gata, ai terminat? Te rog, suflă nasul, te rog frumos, te rog. Două cepe. Dai să fie bun, gustos. Uite ceapa. Pot să arăți aici. Uitați, am mult tăiat. Acum astea le pun așa mare. Nu mai le fac. Ai terminat? Tu ai terminat? Ei, mai în trecut. No, cum să nu iese bună dacă pun eu atâtea? Știu pe soțul alu verișoara lui bunica mea, Costică l-o chemat, și când făcea ea supă, merea și scotea din grădină, noi așa spunem, verdețul, scotea rădăcinoasele din grădină și îți dai seama că nu i-o părut ei rău, ea vrea să facă o zamă bună, nu să nu pună cât trebuia. Îi vin imediat. Și spunea, Doamne, că atâta verdețuri ai pus în zama asta, că ai făcut o compot. Așa spunea, că era prea dulce. Atunci nu era vegeta, ca acum. Atunci puneai verdețuri ca să iasă. Verdețuri. Eu pun acum și oasele astea. Le punem acum. Da, cu roz, Natalia. Pune și tu. Vezi, ai uitat. N-ai terminat încă, vezi? Na, ia că oasă până-i lumea. Dar o să fac o ciorbă foarte bună și gustoasă. Așa. Și punem sare. Ia așa. Punem și piper. Așa. Punem și frunză de dafin. Și pun și puțină vegeta acum, că dă gust la carnea asta, la oasele astea. Ia așa. Și punem la foc.
Dau drum. Natalia deja... Nu știu ce face acolo. Aha. Ei, ai pus și tu paragaz. Ai pus. Voilà. Serios? Da, da. O pus și ea paragaz. Da, o pus și ea paragaz. Numai plita n-ai făcut-o. Plita din asta. Așa. Asta e plita. Să pui oala pe plită. Nu bun. Aha, ok. Eu bun. Da. Eu bun. Eu plăcut la bunica de ea, de Natalia. Oh, da. Da? I-a plăcut. S-a jucat, s-a dus acolo. Uh-huh. Unde te-ai dus cu bunica, Natalia? S-a arătat găinile? Da, are găini acolo în grădină. Deci aici am lăsat să călească bine morcovul cu cărnița, cărniță cu oase. Uitați așa. Deci, acum punem apă. Da, acum punem apă, chiar morcovul e fiert. Și punem apă să fiarbă și oasele astea mai bine. Așa. Ia ca așa. Și dacă îi miel, fierbe repede. Și melusul și mai un pic punem orezul. Punem și orez. Am pus apă multă, de ce? Fiindcă e mult os. Sunt multe oase și dacă eu scot oasele alea, normal că nu o să mai fie așa multă zapă. Nu ia ca așa. Și revenim. Aici sunt două linguri. Și mai punem două. Și suficient. 4 linguri de orez. Dacă pun 5, deja e pilat. Așa. Acum punem orezul în ciorbiță și gata, e bine. Cred că ăștia deja le iau că sferți. Să nu mai încurce lumea. Nu mă încerc. Natalia a oprit o muscă și a spus că musca acum e la pușcărie. Hai să o arătăm. Hai să arătăm. Muschiță. Eu și să o prind, așa-i? Eu zic să punem pe lucru.
O să închizăm și revenim. A murit Hoda. Pardon. Mamă mia! Ta-da! Să nu pui mâna aici. Uite-te și eu. Uite și rețeta lui Natalia. Când am pus eu tava pe masă și a o prezentat a ei. O pizza cu de toate. Da. Nu, pizza. Dar ce? Asta. Capuiu. Da. Aha, pui umplut. Mai pun pe farfurie așa pe platou sau las așa să faci poză? Păi nu așteptăm să fie gata și ciorba. N-ai făcut aceeași rețetă? Ba da. Și vrei acum direct să ne dai să mâncăm? Atunci îl mai las la cuptor. Lasă-l așa să mai răcească un pic. Da, să prindă crustă mai tare, știi? Îl mai pun usură până ferbe orezul, știi? Atâta mai trebuie ciorba, până ferbe orezul. Aha. Nu, o scos, bagă. Păi acum asta e. Revenim când se schimbă vremea. Punem un nou în ciorbă. Deci asta îi pe oasele alea de miel sau oaie? Acum nu știu ce-o fost, tată sau copil. Dar face behehe și unul și altul. Da. Acum vedem. Așa au zis, nu? Așa au scris acolo, că de miel. Da. O fi fost batat. Dar m-a întrebat o doamnă, cum să fie miel acum la ora asta? Nu mai este miel. Să mai spune și batat, miel mai... Miei în primăvară, nu? Sau naște de două ori? Adică fată de două ori pe an? Oaia. Nu. Deci numai în primăvară. În primăvară, dar din primăvară până acum... E aproape un an. Păi batal, nu-i mai miel. Am înțeles. E mai maturizată, mai crescut. Nu-i mai miel de lapte. Da. Păi oaie. Ei, cum oaia poate să aibă 3-4 ani sau mai știu cât. Asta nu-i oaie. Oaie mai tânără. Dacă așa. A terminat. Nu, stai ce ce să te încrezi, în Daci. Să simți că trăiești. Păi da, am făcut așa, cum alte date nu... Cu mâna, nu cu piciorul, da. Am făcut așa, cum alte date am făcut și nu s-a întâmplat nimic. Și eu. Da? Când am fost mic. Când ai fost mic? Uh-huh. Nu știu ce ai înțeles tu. Mică! Când am fost mică! Gata, ciorba. Nu, hai. Din tot servizul care îi și sosieră, și pentru zahăr, și pentru lapte, pentru tot, deci e serviz complet, cu supieră, cu tot, e serviz complet de 6 persoane. Și în plus, am farfuriile de prăjitură care sunt 11. Alea în plus. Pentru flămânși de... Așa. Și rest, lipsește o cană, da, și asta, lipsește o cană de ceai, am numai 5, nu-i 6, dar rest e tot perfect. La 130 de lei, unde mai găsește așa ceva? Și gata supa! Și gata supa! Iarăși o scos la... uite, te vezi? Înaintea mea, m-a trecut. M-a trecut, Natalia. Yes. Mai un pic face fata mea rețete. Rețete și noi de noi. O ajut? Așa. Uitați ce frumoasă e ciorbica noastră. Într-adevăr, n-aveți smântână, dar... Nu trebuie smântână la asta. Nu, ne... Că noi toți suntem cu fierea. Nu avem chiar... Mie nu prea-mi place smântână în ciorbe. Hai, la ciorba de burtă, că așa e... Îs obișnuit, dar în rest...
Și ăsta e fain cu smântână, mie chiar îmi place. De ce ai luat osul? Păi am pus unul mai fain. Uite că tot și aici e. Ce fain miroasă ca la Paști. Păi da, are leu ștean. Ca la Paști. Aha. Are leu ștean, are că ce trebuie. Deci atâta lipsește smântână. Dar de ce vine așa multe oase? Că vrea să fie pentru mine. Frunză de trafin. Frunză de trafin. Ăla, ăla îmi place, ăla îmi place. Cu asta? Aha. Așa, gata, nu mai pun. Aha, și Natalia spune aici prezentarea ei. Nu vine să cred. Stai că o să dacă zică... Mă pup, auzi? Dacă mă pup, vezi că ajungi cu mâinile. Frumos, așa, hai, cum știi tu? Frumușica mea și drăgostina mea și princesa mea. O să zică și ea, asta e realizarea mea, nu? Da, 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 o să spun acum. Numai stai, trage-te, Natalia, stai. Că trebuie să scoatem din cuptor de acolo. Și eu. Stai că și ea are la cuptor. Și tu cum pune acum, că n-ai lemn? Cine, eu? Uh-huh. Eu mi-s vaccinată. E prea... a trecut prea mult timp de atunci. Eu nu văd că a făcut așa triunc. Aha. Asta e pui, pui umplut. Uh-huh. I-am reușit! Bravo. Ai reușit? Dar încerc să fiu și eu așa ca tine, și... bine? Să vedem dacă reușim și noi. Hai, da, și să vedem. Hai că stau aici acum. Oh. Ok. Gata! Și unde se pun? Aici. Felul 1 și felul 2. Nu? Uh-huh. Așteptăm până vine puiul. Ai uitat ceva? Întoarce ăsta așa, invers, farfuria. Cred asta că, ca să știe că-i pui. Ia că pui. Doamne, ce bunătate e asta. Care voi nu cunoașteți așa ceva. Para m-a plăcut foarte mult. Pară coaptă. Asta e lucru. Gutoi? Oh, fain. Am crezut că e măr. Bagă limba în gurița, hei. Te arzi. Și faci tu așa pentru, dați like pentru mine că am făcut mâncare. Nu, acum spune Natalia, aceasta este... Stai, stai frumos. Spune, aceasta este realizarea mea. Ieri ai spus, numai nu era filmată, era în curte, dar s-a auzit bine. Dar ea știe să spună, că ea știe să vorbească. N-ai curaj acum? Păi trebuie să spui. Mami spune la realizarea ei și tu la a ta. Asta cine e? Asta e lingurița. A, lingurița, mă ierți. Da, hai. Nu, spune eu prima și după aia spui tu, bine? Aceasta a fost realizarea mea. Și acum? Nu. Nu tu. Pentru ce? Păi și tu ai realizare aici. Asta tu ai făcut, nu bunica. Uite ce frumoasă realizare. Uite, punem și lingura aici. Hai. Când vine bunicul, lui dăm ăsta. Nu!
Nu-i voie să mânce bunicul, că mâncă tot. Că asta-i prastărină. Okay. Ah, de-aia. Ce să mai vă arăt? Puiul e bine făcut. Nu mai vreau să spar, că îi face poză. Supa e foarte faină, ciorbița noastră. Nu mai amestecam ea, că se vede că e bine. Arăt orezul. Arăt orezul că îi fiert și el. La rândul lui s-o fiert. Uitați, vedeți? Și îmi place să pun ouă așa să fie mai așa, nu spartare. Aceasta a fost realizarea mea. Eu vă doresc o duminică binecuvântată, vă doresc o duminică plăcută, vă doresc Domnul să fie cu voi, să vă însoțească, să vă ocrotească acolo unde sunteți, Domnul să vă poarte de grijă. Pace, la revedere! Lui Dumnezeu pentru astăzi, 29 septembrie 2024. Să nu-ți fie frică de bătrânețe. Ei aduc roade și la bătrânețe. Psalmul 92, versetul 14. Te deprimă gândul că vei îmbătrâni? Te neliniștește sau te face să ai o perspectivă fatalistă? Dacă da, recitește sau ascultă aceste versete din Scriptură. Cei sădiți în casa Domnului înverzesc în curțile Dumnezeului nostru. Ei aduc roade și la bătrânețe, sunt plini de suc și verzi. Psalmul 92, versetele 13 și 14. Și iată și câteva sfaturi pentru a rămâne plin de suc și verde pe măsură ce îmbătrânești. 1. Păstrează-ți sănătatea. Studiile arată că sănătatea bună este factorul numărul 1 în determinarea nivelului de fericire la bătrânețe. Așadar, încearcă să mănânci sănătos și, dacă poți, să faci exerciții fizice des. Bea multă apă, ia vitaminele zilnice și fă-ți controle medicale regulate. Aceste eforturi nu vor garanta că vei avea mai mult timp, dar te vor ajuta să îmbunătățești calitatea timpului petrecut aici pe pământ. În al doilea rând, îngrijește-te de aspectul tău fizic. Îmbracă-te decent la orice vârstă, în funcție de buget, desigur. Când arăți bine, te simți bine și inspirat. Dar păstrează echilibrul în căutarea ta de a fi atractiv. Amintește-ți cuvintele lui Dumnezeu spuse lui Samuel. Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Am încheiat citatul din 1 Samuel 16, versetul 7. Gândește-te de două ori, examinează-ți motivele, caută sfatul lui Dumnezeu și fă-ți temele înainte de a apela la proceduri cosmetice. Unele pot fi costisitoare și de-a dreptul periculoase. Și un al treilea sfat, caută persoane pe care să le ajuți. Maica Tereza spunea, noi nu putem face lucruri mărețe, putem face doar lucruri mici cu o dragoste mare. Am încheiat citatul. Vei fi uimit de sentimentul de satisfacție, de respectul de sine și de împlinirea pe care le vei simți atunci când vei fi receptiv la nevoile altora. Un poet necunoscut a scris, iubirea și dăruirea fac ca viața să merite să fie trăită. Am încheiat citatul. Așadar, fii plin de suc și verde, indiferent de vârsta pe care o ai. Sunt gânduri ce mă pasă, dureri pe care le ascund. Am obosit și mult prea greu mi-e pasul. În umbra mea e un trecut pe care nu pot să-l uit. Sunt răni care mai sângerează și acum.
Stay.